Să spun că viitorul este greu, pentru că plecând de la subiectul tău, diferența între adulții de atunci, din 90 sau 2010 și adulții de acum, din 2024, este că în 90, după ce a aplicat comunismul, oamenii care au vrut să facă ceva cu viața lor dormeau în autocar, dormeau în suport, dormeau oriunde apucau, dormeau pe bănci ca să vândă la piață brichete, corele și așa mai departe. Și adulții de astăzi, de 35 de ani, stau la măsuță și spun, vreau să -mi, eu îmi rulez singur țigara, pentru că acest tutun este mult mai sănătos decât tutunul din țigări. Și eu mi-au -mi foița și o rulez. Și mă sperie chestia asta, e amuzant. Dar mă sperie chestia asta, pentru că este viitorul meu un joc. Și de deci ce este un viitor negru? De deci ce este o problemă foarte mare? Pentru că oamenii se transformă din ce în ce mai mult în oameni captivi, care nu pun întrebări, pe care nu interesează de viitor, pe care nu interesează ce a făcut ăla, 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 pe care nu interesează care a fost motivul pentru care Trump a fost pușcat, să nu pună întrebări și să creadă, să stea în confort. Oamenii îți oferă un confort fals ca să-ți să, te, să -ți, uh, înlăture starea de, de, a fi atent în jurul tău, de a pune întrebări, de a vrea să înțelegi cum funcționează lucrurile. Și acum, prin exemplu pe care am spus mai devreme, îți poți da seama singur de ce urmează să se întâmple. Nu vor mai fi oameni care vor să muncească, nu vor mai fi oameni care să se dedice unui scop, nu vor mai fi oameni cu putere decât oameni controlați de oamenii care vor mai rămâne în putere. Și vor fi foarte puțini. Și oamenii care au putere acum și se vor împotrivi Lucrurile care urmează, vor fi naturați. Pe urmare, vor fi conduși, va fi o turmă de oi care doar behe, fără să spună nimic, care lasă să-i se taie blana, să-i se vândă, de către ciobani, ciobanii fiind cei care ne conduc. Dacă ai un prieten cu care stai la masă și vezi că-și ți țigara, de o palmă peste barbă. Asta e replica mea, dă barbă. În momentul în care tu ca persoană te plângi toată ziua, rulezi țigări, bei whisky cu cola și ce mai faci tu, pe mine mă distrugi fără să-ți dai seama. Tu în momentul de față ești într-un tranzit foarte mare între a fi cineva și a rămâne viermele care erai, pentru că ai oameni, ai viermi lângă tine, da Pentru că toți oamenii din jurul tău fac doar lucruri dezgustătoare, pe care tu le consideri amuzante. Tu consideri amuzant când tovarăș de-al tău bea până leșină sau trage baloane. Chiar că poate nu fac asta. Dar ți se pare amuzant, însă ce trebuie să înțelegi tu este că e același impact ca și cum copilul tău, dacă te interesează de chestia asta, copilul tău o să învețe la școală despre poponari. Ești de acord să înveți despre poponari? Este o țară liberă. Și motivul pentru care nu sunt de acord că o să înveți despre poponari este pentru că mintele o să se, o să se deschide un canal și o să spună, a, păi, cred că e normal să fie așa. Nu e normal să fie așa. Nu e normal să tragi baloane. Nu e normal să te droghezi, nu e normal să bei, nu e normal să te pui la masă când tactul și când mai ta au muncit să-ți ofereți ție bani, să te pui să rulezi țigărica. Penibil! Și nu știu unde venit, de unde mi-a venit exemplu ăsta, pentru că exemplu ăsta mi-a venit de fapt când discutam cu cineva drag mie, apropia mie, și am făcut comparația între ce se întâmpla în 90 și ce se întâmplă acum. Și uitându de în jurul meu, chiar asta e? Chiar asta e? să nu uiți să mă tund, Să nu uiți să iau tricou cu o firmă pe mine? Să nu uiți să bag? Unde ne ducem? Ne ducem fix <sus> acolo unde trebuie. Fixa acolo unde trebuie, fixa acolo unde s-a vrut de la bun început o națiune îmbibată și băută de o realitate falsă condusă de inteligență artificială. Aia se vrea.